Bun găsit la a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Iată că ne-am întors, continuăm discuția cu domnul Ion Tonce, este doctor inginer, este președintele Asociației pentru Agricultură Durabilă, este și cercetător la Fundulea. Domnule Tonce, vorbeam în prima parte a emisiunii de două proiecte, să spunem așa, mari, le împart eu pe domenii în care sunteți angrenat, agricultura ecologică și dezvoltare rurală durabilă. Despre agricultura ecologică putem vorbi, sunt convins, foarte mult. Important e să o înțeleagă fermierii și autoritățile și să înceapă să o pună în practică. În ceea ce privește dezvoltarea rurală durabilă, asta e importantă pentru că jumătate din populația României e la țară. A fi la țară nu înseamnă a fi ca la 1700 cu noroiul până la genunchi și să mergi ținând de garduri, să care apă cu găleată. Ce înseamnă, domnule Tonce, în viziunea dumneavoastră durabil în viața la țară? Păi, cred că deja dumneavoastră ați definit spunând, folosind expresia viața la țară. Da, acesta e exemplu clar al durabilității zonei rurale, nu numai pentru că de acolo au apărut și orășenii, de acolo, acolo s-au născut, poate acolo s-au format, acolo s-au instruit și acest izvor este permanent, acest izvor de talente și de oameni foarte muncitori. În mediul rural e ceva care poate mai mult decât educația din familie școlară, dar tocmai acest mediu rural îi face ca cei care lucrează să facă tot ce pot ca să mențină comunitățile rurale și să se dezvolte. Dumneavoastră ați amintit de unde am plecat și totuși nu ne-a părut rău. Și eu m-am născut la țară, mi-aduc cu mare plăcere aminte de copilărie, dar tot așa pot să dau numeroase exemple de oameni care au rămas în mediul rural și care au căutat pe orice cale să dezvolte această localitatea, să dezvolte gospodăria, în primul rând și sigur și indirect și localitatea. Referitor la Asociația Română pentru Agricultură Durabilă, dacă îmi permiteți să spun doar două vorbe, faptul că noi am înființat această asociație în 1998 și atunci am fost formată mai mult din cercetători, cadre didactice, studenți. Acum avem un grup dominant, nu prea numeros, de fermieri care în proporție de 90% practică agricultura ecologică, care este cel mai durabil sistem de agricultură care există pe pământ, sau organică sau biologică, știți că poartă mai multe denumiri pe plan internațional, dar are același înțeles agricultura ecologică. Și, desigur, noi îi numim experți, pentru că în asociația noastră sunt numai oameni care sunt bine pregătiți pe domenii distincte, cum ar fi cultura plantelor, creșterea animalelor, viticultură, legumicultură. Chiar și comercianți avem și grup destul de consistent de consumatori. Dar, în cadrul acestei asociații, oricând noi putem să găsim soluții la diferite probleme, pentru că avem acești colegi bine pregătiți pe domenii distincte și pe de altă parte avem și unde testa preocupările colegilor noștri experți, pentru că avem în această asociație fermieri. Legat de cercetarea, pentru că și dezvoltarea rurală are nevoie de cercetare. Trebuie studiată zona rurală și trebuie studiată mai amănunțit decât s-a făcut până acum. Nu numai ca număr de locuitori sau suprafață sau... Și eu sunt de multe ori
supărat când aud că trebuie să facem, să reducem procentul de populație din care lucrează în agricultură din mediul rural. Păi unde poți? Ce poți să faci mai bine într-o gospodărie rurală decât agricultură? Agricultură nu mai e cultivarea legumelor din jurul casei sau a pomilor fructiferi și a viței de vie, ci și culturi de câmp și mai ales prelucrarea acestor produse prin materii prime. După cum ați văzut și dumneavoastră că la târgurile acestea naționale, cu diferite ocazii, chiar acum cu ocazia sărbătorului de iarnă, participanții dominanți sunt cei din mediul rural. Deci oamenii aceștia sunt și un izvor de idei, de creație, de creare de noi produse de o valoare adăugată destul de mare. E, pornind de la acest lucru, eu cred că e bine să vă spun că noi în momentul de față activăm în două proiecte de cercetare finanțate și în cadrul asociației. Avem aceste proiecte, asociația este parteneră la două proiecte de cercetare în care noi putem să oferim, până acum cel puțin din ceea ce am realizat până în momentul de față, soluții la numeroasele probleme care sunt în mediul rural. Domnule Toncea, dați-mi voie să citez eu de pe site-ul asociației dumneavoastră că militați pentru modernizarea localităților rurale și suburbane cu păstrarea valorilor materiale și spirituale tradiționale și respectarea normelor internaționale. Foarte frumos, dar, domnule Toncea, și dumneavoastră ați constatat că ruralul românesc se transformă și nu totdeauna în sensul păstrării tradițiilor. Sunt localități, poate mai multe, în Transilvania, unde nivelul de confort locativ e apropiat de cel din marile orașe. Acolo nu mai vorbim prea mult, de exemplu, de cultura legumelor sau de creșterea animalelor. Sunt sate în Transilvania unde e propice acest lucru și nu prea se mai întâmplă. În același timp avem în partea asta de munți, mai ales prin Bărăgan, sate unde, în ciuda eforturilor de a îmbunătăți viața, populația cam pleacă. Sunt sate care se golesc. Nu avem tineri suficienți care să preia și tradițiile și stilul de viață și proprietățile. Cum putem să împăcăm această nevoie de modernitate, cu ghilemele de rigoare, de fapt de confort, hai să o numesc așa, cu dorința de a păstra niște tradiții? Pentru că, iată, au început să apară tot mai mulți oameni care se gândesc din nou la costumul popular. Încă mai avem meșteri care fac fluiere și cimpoaie. Puțin, dar mai avem. Da? Mai știm oameni, din ce în ce mai puțin, din păcate, care știu să mulgă o vacă. Dar e important și acest lucru. Cum păstrăm acest echilibru între nevoia de confort și dorința de a păstra ce ne e dat de sute de ani? Eu cred că un rol foarte important îl are școala. Sau ar putea să-l aibă școala în rezolvarea acestora. Pentru că oamenii aceștia trebuie învățați de mici. Cum să zic, să facă cimpoaie, cum ați zis dumneavoastră, sau fluiere. Mai în joacă, mai în serios, dar trebuie învățați de mici. Și lucrul acesta trebuie să se facă în școlile din mediul rural, mai mult sau mai puțin sau mai mult specializate în diferite. Ne lipsesc de asemenea școlile profesionale din mediul rural. Probabil că dumneavoastră știți foarte bine că colegii care au suprafețe mai mari de teren cer insistent tot mai priceput, să zicem așa, deci mecanizatori cât mai pricepuți, pentru că care să mânuiască echipamentele acestea foarte moderne cu care s-au dotat fermierii noștri din mediul rural. Pe de altă parte, aveți dreptate. În sudul țării sunt mari probleme, pentru că depopularea satelor a fost rezultatul și a sărăciei din zonele respective. Trebuie să vă spunem, este un studiu făcut de domnul profesor Otiman,
care demonstrează acest lucru. Acolo unde avem cele mai mari exploatații agricole, avem și gradul cel mai ridicat de sărăcie. E un adevăr. Trebuie să-l spunem. Și de la asta trebuie făcut. De ce? De ce? Și tocmai acest lucru mie, așa, mi se pare firesc ca acestor colegi din sudul țării să le să ceară ca o bună parte din producție să o prelucreze în fermă, ca în felul acesta niște oameni din mediul rural să mai învețe o meserie, și anume meseria de brutar, meseria de, știu eu, de specialist în prelucrarea cărnii, în creșterea animalelor și așa mai departe. Da, frumoase vorbe, domnule Tonce. Spuneam, sunt de acord cu dumneavoastră, numai că mi-e teamă că nu există suficientă voință pentru păstrarea acestor tradiții. Sunt foarte mulți care militează pentru sprijinirea lor, pentru păstrare și dezvoltare, numai că, spuneați dumneavoastră, totul pleacă de la educație și vă dau perfectă dreptate. Haideți să ne amintim că sunteți puțin mai mare ca mine, dar nu cu mult. Când eram copii prin școală, la orele de practică sau educație practică, cum a fost pe atunci, nu mai țin minte, aveam jocurile acelea, eu țes frumos, eu cos frumos. Bine, acum nimeni nu mai coase nasturi la cămașă, da? Îți iei o cămașă nouă. Dar avem nevoie de deprinderi primare. Cum facem să nu se piardă aceste lucruri? Spuneam inclusiv de mulți subacii, deplivit, că dacă ai o grădină pe lângă casă, da, în câmpia bărăganului, nu bagi tractorul sau motocositoarea pe 100 de metri pătrați. Poate te duci să plivești manual, da? Roșiile le copilești cu mâna și multe, multe altele. Cum facem să încurajăm păstrarea acestor deprinderi, învățături primare, domnule Tonce? Ar trebui stat mai mult de vorbă cu părinții copiilor pentru a face tot ce se poate ca aceștia să le transmită din experiența lor, din ceea ce fac ei în jurul casei și pentru casă. Și o să vă dau un exemplu, că în toamna trecută am încercat în cadrul proiectului, unuia din proiecte care avea ca și activitate importantă instruirea tinerilor din mediul rural și are în continuare, am mers la liceu la Fundulea și am selectat un grup de elevi care îndeplineau acest criteriu și sigur aveau și mai mult de 16 ani. Vă rog să mă credeți că pentru mine a fost un șoc când le-am pus întrebarea: voi știți ce aveți? Spuneți-mi ce aveți în curte la voi. Și dacă voi știți cum prelucrează roșiile, bănuiesc că o duceți în casă bulion. Răspunsul a fost, să vă spun, neașteptat pentru mine. Niciunul n-a știut să-mi spună ce are în curte. Decât, sigur, camera unde stă, sigur, și locuința în care stătea câteva elemente despre aceasta. Dar în rest, legat de aspectele acestea, de unde apar și ideile, dar poate și această pasiune, afinitate pentru activitățile agricole, inclusiv pentru creșterea animalelor, că de acolo, sigur, trebuie să înveți și mulsul vacii, că nu crești numai de dragul vacii. Trebuie să obții niște produse. Deci problema este foarte dificilă. Este dureroasă, vă spun. Este chiar de neînțeles de ce atâta dezinteres pentru aceste aspecte elementare, după părerea mea, și totodată esențiale pentru viitor. Nu știi ce îți rezervă viitor. Nu o să... Nu toată lumea se poate face coaf, frizer, de exemplu. Sau poate lucra în domeniul acesta. Nu toți au talentul acesta de a fi foarte buni mecanici agricoli. Fiecare are o anumită însușire genetică care trebuie să-și o pună în valoare. O afinitate pentru ceva, cum spun eu.
De aceea, lucrul e foarte greu, dar trebuie să facem și în acest sens noi milităm exact pentru, în cadrul uneia din proiecte care se intitulează Rubismo, Ru de la rural, biz de la afaceri, M de la model, vrem să găsim acele modele care pot fi multiplicate la nivelul fiecarei gospodării țărănești din mediul rural și vă spun că am găsit astfel de modele chiar în partea asta de sud a țării, la Comana, în județul Giurgiu, este așa numitul sat al meșteșugarilor, unde este într-adevăr un centru de formare profesională pentru toți care vor să practice aceste îndeleniciri tradiționale, să zic așa, care au fost uitate. Dar un grup de inimoși, de persoane, pot să le spun personalități, au salvat acest patrimoniu național și pot să asigure o instruire pe o perioadă relativ scurtă pentru toți cei interesați și nu numai. Deci sunt, și vreau să vă spun că acest model de afacere, că e un model de afacere acesta în ultima instanță, acest model de afacere este ca orice model de afacere, de răsune din lumea aceasta pe care, știu eu, puteți să-l spuneți, să mi-l spuneți dumneavoastră, are un început. Trebuie început la o scară micru și de acolo se poate dezvolta și la ceva de neimaginat. Și mi-aduc aminte, adică mereu dădeam exemplu, dar acum deja am aflat că există niște colegi care cultivă șofranul, crocus. Păi la noi crocus este peste tot, sigur, nu forma cultivată, dar putem să o ameliorăm și pe aceea ca să... E peste tot în zona de deal și de munte. De ce nu ne-a venit ideea să cel puțin să recoltăm de la acele plante partea folositoare unei alimentații sănătoase, așa, știindu-se faptul că fiecare prima dată se gândește și cât costă, asta e prima întrebare, și nu cât costă, care e prețul sau care, ce valoare are. Exact. Și această afacere poate avea valoare de... pentru că un gram de crocus costă cât un gram de aur. Domnule Tuncea, ce mi-a spus dumneavoastră e foarte frumos și mă bucur că există acest sat al meșteșugarilor. Uite, poate facem acolo și o mică fierărie, că și caielele la ora actuală le aducem din China, că nu mai avem destui cai. Dar eu cred că dincolo de bunele inițiative, iată, cum sunt acestea desfășurate de asociația dumneavoastră, cum sunt altele prin țară, un rol extrem de important ar trebui să-l aibă seriozitatea autorităților. Că sunt locale, că sunt naționale, în aceeași oală sunt cu toții. Dacă cineva se gândește cu adevărat că România s-a cam depopulat, că nu mai suportă hemoragii demografice, că avem nevoie de oameni pregătiți și nu doar să fim o bază de producție pentru alții, atunci poate că autoritățile ar trebui să-și înțeleagă rolul și să acționeze mult mai determinat și mai rapid. Lucrăm la Planul Național Strategic pentru Agricultura Românească, evident, și pentru dezvoltarea rurală de ceva vreme. Mă rog, nu l-am văzut, o să-l vedem, probabil în curând, când va fi deja un pic prea târziu pentru eventuale modificări, dar o să-l avem. Ce pot face autoritățile, domnule Tuncea, pentru a-și lua în serios rolul? Cum putem să-i responsabilizăm? Pentru că, iată, dumneavoastră prin asociație și nu mai faceți. Noi presa vorbim despre asta atât cât ne pricepem. Oameni de suflet fac astfel de lucruri. Da? Există învățăcei, dar nu e suficient, credeți-mă, și o știți și dumneavoastră la nivel național. Vă rog. Da, aveți mare dreptate, un rol important au autoritatea sau autoritățile locale, au un rol esențial în dezvoltarea localităților, a fiecărei localități, a fiecărei gospodării. Ce ar trebui să facă? Păi, în primul rând, ar trebui să inventarieze, așa cum ar face oricine care acum nu a ajuns primar într-o localitate, să vadă
care este resursa umană și ce potențial ar fi sau ce posibilități ar fi ca această resursă locală să își găsească un loc de muncă sau poate să înființeze o afacere care să fie susținută cel puțin moral, cel puțin moral prin, știu mai bine, primarii, e foarte simplu să afișeze, uite ce a făcut tânărul din localitatea noastră, care să fie dat ca exemplu și exemplu acela, așa cum am făcut și noi cu aceste modele pe care le-am identificat și dintre aceste modele identificate la nivel național, vă rog să mă credeți că două dintre ele au câștigat locul întâi la nivel european în competiția care a fost lansată pentru a selecta cele mai bune proiecte la diferite domenii. Ai noștri au ocupat locul întâi, la unul a fost acest sat al meșteșugarilor sau Craft Village sau al meșteșugurilor, mai corect zis, și Taina Vie de la Iași, o fermă de familie care se ocupă cu creșterea albinelor și sigur cu obținerea de produse apicole. Produse apicole de foarte, foarte bună calitate. Pentru mine a fost o mare surpriză că dintre toți partenerii, sunt 16 parteneri, numai din România au fost trei premii s-au acordat, să știți. Din cele trei premii, două au fost, le-au câștigat modelele de afaceri din România. Bun. Da. Bravo. Pe de altă parte, vă spun că noi mai avem ca preocupare momentul dumneavoastră să sunteți familiarizat cu economia circulară. Da. Ministerul Agriculturii încearcă să dezvolte acest concept la nivel național. Sigur, noi ne-am oferit să-i ajutăm, pentru că erau în căutarea de proiecte care se ocupă cu așa ceva. Cel al doilea proiect al nostru se numește, tot pe scurt, Găugras, deci haideți la iarbă, cu alte cuvinte, sau vizează găsirea posibilităților de valorificare superioară a ierburilor sau a ierbii care nu este folosită pentru creșterea animalelor. Și România are cel mai mare potențial din întreaga Europa. Dacă v-aș mai spune că un coleg olandez la un moment dat mi-a spus că în urmă cu vreo 6 ani la o conferință a spus-o, adică la o conferință în Bulgaria, că România are cea mai mare biodiversitate după China din lume. Gândiți-vă că lucrul acesta este imens și noi trebuie să-l valorificăm, să-l transformăm în afaceri. Dar, domnule coleg, cum să o faci atâta timp cât elevii de la liceele agricole primesc diplome de lucrător în agricultură și nu de întreprinzător în agricultură? Da. Domnule Toncea, haideți să oftăm amar amândoi că se termină și emisiunea și știm că în ciuda vorbelor frumoase și a dorinței noastre de mai bine, lucrurile se mișcă așa, ca la dans, da, un pas înainte, doi înapoi sau bătuta pe loc. Dar să fim optimiști totuși că, mă rog, asta e datoria noastră, să fim optimiști, domnule Toncea. Dați-mi voie să vă mulțumesc. Sper că cele 48 de minute petrecute împreună au fost bune și pentru dumneavoastră. Noi am înțeles ce ne așteaptă cu agricultura eco și că nu e de speriat pentru nimeni. Domnule Toncea, dați-mi voie să profit de ocazie, chiar ne despărțim că a trecut timpul, să vă doresc un an bun și mai vorbim și la anul despre agricultura ecologică și proiectele dumneavoastră, da? Cu mare plăcere și eu dumneavoastră vă spun și nu numai și telespectatorilor, la mulți ani, multă sănătate și cum trebuie să parafrazez pe cineva, dezvoltarea rurală și agricultura ecologică ne privește pe toți.
Mulțumesc, domnule Ion Tonchea, doctor inginer Ion Tonchea, președintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă, cercetător la Institutul de la Fundulea, a fost invitatul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Ne vedem mâine seară, pe curând!